Vă salut, dragii mei prieteni! Ce faceți? Astăzi, miercuri 5 a 8 a 2020, vă fac acest videoclip doar pentru a vă anunța cum am îmbarcat la pentru maratonul de la Izium. După cum vedeți, în toate trei compartimentele am deschis ducolo-colo și sunt puișorii crescătoriei. Asta deoarece porumbeii de zbor ai crescătoriei noastre se află îmbarcați de ieri, marți. Se află îmbarcați la maratonul Izium. S-a decalat puțin îmbarcarea, îmbarcarea a avut loc în ziua de marți și eliberarea porumbeilor, cursa, maratonul de la Izium, deci startul maratonului va fi în ziua de vineri, 7-8. Lucru care ne-a dat puțin peste cap planurile. Din păcate, nici timpul meu nu mi-a permis să pot filma porumbeii înainte de plecare. De asemenea, va fi destul de greu cu filmatul porumbeilor și la sosire, dragii mei, deoarece iar n-o să fiu acasă. O să vedem cum o să putem să vă fac un videoclip în care să vedeți măcar o parte din sosiri, să vedeți cum se va desfășura această cursă. Acestea sunt condițiile, din păcate. Haideți să vorbim acum strict despre ce am îmbarcat la acest maraton Izium. După cum vedeți, avem lista de start, lista de îmbarcare. 4-8-2020, ieri s-a fost îmbarcarea pentru maratonul Izium. Îmbarcare la care noi am dus un număr de 19 porumbei, după cum puteți vedea pe această fișă. Deci nu am oprit decât porumbelul cu aripa acasă. În rest, vaselină 545, după cum vedeți, am reușit să-i cipăm pe toți. 545, vedeți pe fișă. 723 este și ea. Deci tot ce nu a fost cipat, am reușit să facem acest lucru. Și ne-am hotărât, fiind ultima îmbarcare a acestui an, ne-am hotărât să îmbarcăm un număr de 19 porumbei, dragii mei prieteni. Echipa la acest maraton, și anume primii 5 de pe foaie, echipa este alcătuită din 2 masculi, îi cunoașteți destul de bine, 724 și 533. Îi puteți vedea pe filmările mele anterioare, dar cred că cei care urmăriți canalul și care ați urmărit videoclipurile cu sosirile, cu cursele, cu porumbeii crescătoriei, îi cunoașteți. Deci am zis 2 masculi, 724 și 733. În continuare, echipa este completată de 3 femele, 725, Țancă, 544, Bălțata. Și de această dată am optat pentru 503 la echipă. O cunoaște și pe ea, era foarte motivată și tocmai acest lucru ne-a făcut să o trecem pe fișă la echipa de 5 pentru acest maraton. După aceea avem în continuare porumbei 543, 513, 509. Aici am băgat femela asta cu un semn de întrebare, a luat mai târziu ea. Acum vedem exact cum or să se desfășoare lucrurile.
935, 924, 723, 722 și această femelă, Ciunga, și ea tot la fel, a luat un pic mai târziu, dar are o zi avans față de 509. 519 masculul care a venit, 518, 531 Vaselină, 545 Sidefatu, 522, 530 și 925. Aceștia sunt toți porumbeii pe care i-am îmbarcat, 19 pentru maratonul Iziu. În toate compartimentele, după cum vedeți, am lăsat acum puișorii crescătoriei. Sunt colo-colo și s-au înșirat foarte, foarte mult în toate compartimentele. Le place spațiu acum. Ați văzut, au avut parte de destul de multă aglomerație în compartimentul lor și măcar acum câteva zile să se respețe și ei. O să deschidem absolut toate ieșirile la toate compartimentele pentru a lăsa puișorii să stea pe afară, o zi frumoasă. Sperăm ca în aceste 3 zile cât sunt plecații zburătorii până vineri, când ar trebui să vină, adică și au stat ieri, astăzi, mâine și poi mâine, sperăm să le prindă bine puișorilor această schimbare și acest spațiu mult de care dispun acum. Am adus și bălțata noastră cu cupă care a fost la matcă. O lăsăm și pe ea să se dezmorțească după o perioadă în care a scos pui și... Ce e putința lui tata? Ce? Ia uitați! În care a scos pui și a stat la compartimentul de matcă. O vom lăsa și pe ea să iasă pe afară. Masculul, aripă ruptă, este pe ouă. Deci v-am spus, deschidem ieșirile și lăsăm așa astăzi pentru ca porumbeii să iasă afară, să se răspețe și ei un pic. Au spațiu acum cum n-au visat ei vreodată. Ia uitați, deja încep să iasă aici la compartimentul lor, știu despre ce e vorba. Coreșii de la toate compartimentele. Mai avem puțin, dragii mei prieteni, câteva zile până vom vedea deznodământul maratonului de la Iziu. Un maraton la care participă 17 județe. Sunt peste 11.000 de porumbei angajați, dacă nu mă înșel, o să revin cu aceste date exacte. Îmi pare foarte rău, nu știu încă cum să reușesc să-mi fac programul pentru a putea fi acasă vineri după amiază, vineri spre seară, când sperăm să apară primii porumbei de la acest maraton. Din păcate, după aceea, sâmbătă dimineață, cred că iar o să trebuiască să fiu plecat, nu știu, e o perioadă complicată și o cursă complicată ca și dată. A fost decalată cu o zi această cursă și făcusem programul pentru sâmbătă să fie eliberarea, dar asta e, s-a întâmplat acum să fie cu o zi mai devreme. Organizatorii s-au hotărât ca startul acestui maraton să fie în data de 7-8,
adică vineri. O să vedem, dragi prieteni, o să vedem cum vom putea gestiona și această situație și eu sper să vă pot prezenta și o parte măcar din sosirile porumbeilor noștri. V-am mai spus și vă repet, eu cred că va fi o cursă de referință, o cursă bună pe care o vor face porumbeii noștri și tocmai de aceea am deja o părere de rău că nu pot să fiu acasă să filmez eu acest lucru. Mai sunt două zile, vedem exact cum se vor desfășura lucrurile și poate voi reuși să schimb ceva în programul meu și să vă pot filma eu fără niciun fel de problemă acest lucru. Deci, dragii mei prieteni, crescătoria noastră angajează la maratonul Izium 19 porumbei, 19 yardlingi. Vedem cum se vor desfășura lucrurile, vedem ce vor face și așteptăm cu nerăbdare acest maraton. Pe această cale urez succes tuturor participanților care sunt în număr foarte mare. V-am spus, cred că sunt peste 11.000 de porumbei la startul acestui maraton, 17 județe participante și așa ar trebui să se desfășoare maratoanele și în țara noastră, cu numeric mare, cu județe multe, cu porumbei și să fie o concurență puternică. Eu vă salut cu drag, prietenii mei. Vavi Pigeon Loft este numele canalului meu de YouTube. Distribuiți postările mele, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Dacă vă place ceea ce fac, apăsați și butonul de like. Nu uitați, în comentarii o să discutăm. Vă aștept cu drag comentariile voastre și o să încerc să răspund la ele. În rest, eu vă urez toate cele bune, dragii mei prieteni. Zi frumoasă în continuare. Succes tuturor celor care îmbarcați sau veți îmbarca porumbeii în acest weekend. Toate cele bune. La revedere!